Singura instanță cu probleme, la tribunalul din Dâmbovița s-a ținut un proces cu pistolul pe masă. Dragoș Dumitru, membru PDL și fiul deputatului PSD Ion Dumitru, a mers în fața judecătorilor înarmat. Avocații părții adverse au observat la un moment dat, la brâul politicianului, pistolul și ca să arate că nu are cine știe ce intenții, acesta a scos pistolul și l-a lăsat pe masa avocatului său. Asta deși legea spune clar că nimeni nu are voie să intre înarmat în sala de judecată. Cu toate acestea, ședința a continuat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dragoș Dumitru a fost chemat în instanță în calitate de martor după ce l-a acuzat pe primarul comunei Tărtășești din Dâmbovița că i-ar fi cerut mită 100.000 de lei. Un avocat al domnului primar a sesizat că are un pistol la spate. I-a spus doamnei președinte... De el ce a afirmat? Când l-a întrebat judecătorul ce căuta cu pistolul? Ce aveți la spate? N-am nimica. Când i-a ridicat haina, fac pistolul. Oamenii care asistau la proces au rămas muți când au auzit că tânărul este înarmat. Dar vă dați seama ce putea să întâmple. Dacă nu-i convenea ceva ce se întâmplă să dea, putea să ori pe noi, ori pe judecătoare, ori pe avocat, ori pe primar. Tânărul politician a scos pistolul și l-a pus pe masă în fața avocatului său, iar ședința a continuat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. După câteva minute, câțiva jandarmi au intrat în sala de judecată și l-au luat la întrebări. L-a întrebat ce e cu pistolul ăsta, cum a intrat cu el. Și domnule, am intrat și pe-n față, am intrat și pe-n spate, nu m-a întrebat nimeni nimic. Este puțin probabil să fie așa, pentru că la intrarea în tribunal se află un dispozitiv de detectat metale. Din primele verificări reiese că bărbatul a intrat în instituție printr-un alt loc decât cel destinat publicului, însoțit de avocații săi. Jandarmii au întocmit dosar penal pentru port ilegal de armă. Dacă va fi găsit vinovat, membru PDL ar putea primi o pedepsă de până la 2 ani de închisoare sau o amendă penală.